Bună ziua și bine ne-am regăsit la partea a doua a emisiunii Viața Satului. Începem cu cele mai importante știri din domeniul agricol, iar apoi Gabi Gherghescu va continua discuția cu președintele Asociației Crescătorilor de Albine, Ioan Fetea. Zumzetul stupului se aude din ce în ce mai tare. Termenul de depunere a cererilor pentru obținerea ajutorului de minimis pentru legumele în spații protejate în cadrul programului Tomata se prelungește cu o lună, respectiv până la data de 1 aprilie 2022, potrivit unui proiect de act normativ al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Proiectul prevede și eliminarea obligativității depunerii documentelor fiscale pentru accesarea ajutoarelor de minimis. De asemenea, este abrogat criteriul de eligibilitate referitor la obligațiile fiscale restante la bugetul general consolidat al statului pentru schemele de ajutor de minimis și este eliminat certificatul de atestare fiscală și a cazierului fiscal din cadrul documentației atașate. Ministrul Agriculturii, Adrian Chesnoiu, susține că decizia de simplificare a procedurii de acordare a sprijinului a fost luată după discuțiile avute cu fermierii interesați de accesarea acestui program. Începând din 15 februarie, fermierii pot depune cereri de plată pentru măsura privind bunăstarea animalelor. Cererea de plată poate fi completată online cu posibilitatea de a fi semnată electronic în perioada 15-28 februarie 2022. Măsura bunăstarea animalelor conține două pachete: plăți în favoarea bunăstării porcinelor și plăți în favoarea bunăstării păsărilor din cadrul PNDR 2014-2020. Cererile de plată pentru măsura 14, bunăstarea animalelor, cuprind angajamentele și informațiile aferente tuturor exploatațiilor cu cod ANSVSA, deținută de solicitant, indiferent de județul în care își desfășoară activitatea, și se depun însoțită de toate documentele prevăzute în ghidurile solicitantului. Modelele cererilor de plată pentru bunăstarea animalelor pentru cele două pachete însoțite de instrucțiunile de completare aferente sunt aprobate prin ordin al Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și pot fi accesate pe site-ul Agenției de Plăți și Intervenții pentru Agricultura. Fermierii trebuie să se prezinte urgent la primării dacă vor să își încaseze subvențiile. Directorul general al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, APIA, Adrian Pinta, a făcut un apel la fermieri să își actualizeze toate datele pentru 2022, astfel încât cererea unică pentru subvenții să fie depusă în bune condiții. Ce trebuie să facă fermierii? Să răspundă funcționarilor APIA, în primul rând la apelul telefonic și, la fel de important, să își actualizeze datele pentru 2022. Până la sfârșitul acestei luni, adică până pe 28 februarie, fiecare fermier trebuie să știe că are obligația ca, împreună cu responsabilul de registru agricol din toate unitățile administrativ-teritoriale de la nivelul primăriilor, să își actualizeze registrul agricol și să își treacă toate suprafețele, fie cele cumpărate, moștenite sau care sunt vândute. Toate acestea sunt necesare pentru ca, de la data de 1 martie, totul să decurgă normal și unitățile administrativ-teritoriale să transmită deja adeverințele către APIA. De la 1 martie și până pe 16 mai, fermierii pot depune cererea unică pentru subvenții fără penalități. APIA începe plata pentru o subvenție importantă. Sumele pentru diferența la subvenția la motorina utilizată în agricultură aferente trimestrului al treilea al anului 2021 și plata din trimestrul al patrulea au fost autorizate la plată începând cu 15 februarie. Pe lângă această diferență va fi plătit inclusiv trimestrul al patrulea, unde există peste 14.000 de beneficiari, iar ajutorul este de 126 de milioane de lei. Ambele plăți cumulate intră la plată prin centrele județene. Fermierii primesc un cuantum care reprezintă diferența dintre rata accizei standard și rata accizei reduse. Directorul general al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, Adrian Pinta, a anunțat ce sumă vor primi crescătorii de ovine și caprine pentru subvenția mică pe cap de animal pentru campania 2021. La ovine caprine, cuantumul este de 4,7 euro pe cap de animal. Plățile Ajutorul Național Tranzitoriu pentru anul de cerere 2021 se vor face la cursul de schimb de 4,94 de lei pentru 1 euro, valoare stabilită de Banca Centrală Europeană la data de 30 septembrie 2021. La această plată, fermierii mai primesc și sprijinul cuplat zootehnic, al cărui cuantum a fost stabilit în 2021 la 16,55 de euro pe cap de animal.
protejarea rasei locale. Noi avem o rasă locală care este protejată printr-o listă a raselor locale. Sunt câteva, 9 rase locale trecute ca rase protejate în România. Avem o altă lege, legea care se cheamă 100% produs românesc, care sprijină produsele făcute din aceste rase locale. Cum vă protejați știind că în zona apiculturii există alte rase aduse din afară, unii le folosesc, că există, să intrăm în amănunte, există și niște reglementări, că nu poate să aducă oricine, orice și așa mai departe. Care e realitatea, de fapt, în piață? Realitatea este următoarea. Avem acolo un certificat de omologare. E primul certificat de omologare a unei rase de albine în România, pe care l-am rezolvat odată cu aderarea, după aderarea la Uniunea Europeană, pentru că era nevoie de un sprijin financiar prin programul național pentru rasa autohtonă și atunci a trebuit înregistrată, așa cum zicea legea zootehniei. Sigur, a fost un lucru rușinos că Ministerul Agriculturii împreună cu unii dintre, mă rog, consilierii pe care domnul ministru l-a avut acolo, a avut ca idee promovarea altor rase. De fapt, nici dacă era vorba de alte rase, era cât de cât ok, dar era vorba de un hibrid irasial pe care voiau să-l difuzeze și acum îl difuzează. Sunt pline site-urile, dar nimeni nu face nimic, încât să ne distruge materialul biologic. Sigur, albina are anumite particularități comparativ cu alte specii, adică are o împerechere necontrolată. Matca se împerechează cu 10, 12, 15 trântori, material seminal de la... Deci e variabilitate extraordinar de mare, iar consanguinizarea, cum este la alte specii, este aproape imposibil de a se întâmpla. Cu toate acestea, au scos albina ca specie de importanță zootehnică din legea zootehniei și au lăsat-o cu legea apiculturii. Unde, de ce au scos-o? Pentru că acei importatori sau acei care aduceau matca, mă rog, în geanta diplomat, erau interesați să nu fie un caz penal introducerea materialului biologic, așa cum este în legea zootehniei, și au lăsat în legea apiculturii cu o amendă de 3-4 mii de lei sau 30 de mii de lei, nesemnificativ. Din punctul acesta de vedere, sigur, au fost niște interese, zic eu, meschine, pe care nu pot să le înțeleg, că este vorba de o albină adaptată. Institutul nostru de cercetare și apicultură, de cercetare și dezvoltare pentru apicultură, au făcut analize, verificări vreo 35-40 de ani pe tot ce înseamnă albina de podiș, albina de șez, de câmpie, de deal, de delta și așa mai departe, din zona Dobrogei, încât am avut toate analizele făcute și certificările că această albină este cea mai bună și cea mai valoroasă albină pe care merită să o exploatăm în România. Am ajuns în anul 2018 cea mai bună producătoare de miere România din Europa. Am ajuns a doua țară ca efectiv de familie albine după Spania din Europa. Adică nu avem material biologic bun? Nu, asta e dovada că avem tot ce ne trebuie. Încă avem și o natură bună. Și din acest punct de vedere, toate aceste interese au dus la aceste modificări care mie mi s-au părut și le consider și acum un abuz. Sigur, am intervenit și la Academia de Științe Agricole și Silvice, care au luat poziție și au zis că e un abuz. Bă, poate în timp vom reuși să reintroducem albina în legea zootehniei și să o protejăm așa cum sunt și alte specii de animale sau rase, mă rog, prin măsurile care se impun și nu cele doar... Cel puțin trebuie să îi se acorde o protecție, pentru că este în lista, repet, în lista raselor locale protejate, exact, din România. Dar, domnule președinte, care ar fi? Presupunem că cei care au adus alte specii de albine ar fi foarte bine intenționați, să presupunem. Și că s-ar gândi la o producție bună în sensul afacerilor. Dar care ar fi pericolul dacă piața asta liberă ar fi mai liberă decât este acum, că înțeleg că nu este controlată deloc? Care ar fi pericolul pentru albina noastră și pentru apicultori? Ar fi vă dau un exemplu. Franța. Cunosc modelul francez, am fost în Franța. Nu odată, am fost la stupari, vorbesc cu, chiar cu lideri de sindicat de acolo și care au ajuns să cumpere măci din România, din Grecia, din Polonia și așa mai departe. Și au hibridizat toate familiile de albine, tot ce înseamnă material biologic, și în aceste condiții nu mai pot să producă linii curate, nu mai pot să producă material biologic curat, și s-au produs această hibridizare care a distrus tot ce înseamnă fond genetic autohton. Și atunci vom deveni și noi dependenți să importăm măci din alte state.
ceea ce este, ar fi o crimă pentru România, pentru că avem o tradiție, avem vorba aia, cum spuneam, o albină adaptată condițiilor de aici. O să aduce o albină acum din zona mediteraneană, cu alte condiții de climă, cu altă specie florală, pentru că albina, de exemplu, nu poate fi folosită în sere pentru polenizare la roșii, pentru că nu e adaptată trompa. Acolo sunt bondarii. Exact. Și atunci vom deveni importatori și dependenți de un material biologic care nu ți asigură niciodată că este de cea mai bună calitate, că este adaptat. Ce folos am eu că am o albină care iese la ora 5 la cules? N-am niciun avantaj, doar că consumă mai mult. Sau ce avantaj are apicultorul că această albină nu iernează decât o lună, o lună jumătate și restul consumă toată iarna. Mănâncă, mă obligă pe mine să fac consum mai mare de hrană și așa mai departe. Speciile de floși, nectarul este secretat când afară este o temperatură optimă de 13, 14, 12 grade în funcție de specia meliferă. Și atunci albina noastră este adaptată la aceste condiții. Nu e nevoie să venim să intervenim acum. Dacă s-ar dori să se facă o analiză, o verificare, trebuie să facă într-un mod controlat, științific, încât, da, domnule, aducem, știu eu, matcă din Ucraina, aducem din Serbia și facem niște puncte izolate, niște verificări, să vedem ce avantaje sunt. Dar aceste analize și aceste verificări nu s-au făcut nicăieri. Nu există la nivel de țară? Există numai fizic aduse din afară, exact, dar nu există studiile referitoare. Și se laudă ei pe toate site-urile cât sunt de valoroase aceste măcea lor și le vând la negru și așa mai departe, poate chiar prin programul național apicol, că asta e interesat pe ei. Să-și poată vinde aceste măci și prin programul național apicol. Se pot vinde prin program sau nu? Pot, pentru că avem un ghid de bune practici în apicultură în care noi l-am făcut atunci când a apărut programul național apicol, mă rog, acest sprijin prin programul național apicol să se dea doar pentru materialul biologic autohton. Sigur, e foarte greu de verificat acest material biologic autohton și mă opresc cu această albină, doar mai amintesc faptul că s-a mai făcut un abuz din partea Ministerului prin Agenția Națională în Zootehnie. Noi am avut 7-8 ferme de elită, deci de peste 50 de ani, institutul, 40 ceva de ani, institutul a produs măci autohtone de cea mai bună calitate și care s-au difuzat și au asigurat dezvoltarea în timp. Am avut autorizat albină de stepă, de deal, de podiș, de câmpie și așa mai departe. A apărut modificare la autorizarea acestor stupine, încât noi din 8 am rămas cu 2, pentru că sunt niște condiții impuse, care era un program național de ameliorare. Albina avea program național propriu de ameliorare pe care îl făceam împreună cu ANZ-ul. L-au anulat și l-au băgat în legea apiculturii doar cu o anexă acolo, care nu mai poate controla nimeni nimic, iar dacă în legea zootehniei era caz penal introducerea, de exemplu, de material biologic din afară fără aprobarea ministerilor care erau acolo, astăzi e o amendă și cu asta basta. Ori le convin aceste condiții și în acest punct de vedere eu sunt convins că apicultura în timp va avea de pierdut. Experiența noastră vă îndeamnă să trageți această concluzie nefericită. Eu sper ca organele de control să-și facă treaba, că pentru asta sunt organe de control, și cel puțin patrimoniul genetic autohton să fie protejat la nivelul ăsta. Protejarea înseamnă și un sprijin, un sprijin european, un sprijin național, un sprijin din mai multe locuri. Este a treia problemă pe care a solicitat-o spre rezolvare, sprijin direct pe familia de albine. Există sprijinul de minimis, care se dă pe familia de albine. Care este diferența între cererea dumneavoastră și realitatea acum de sprijin? Sigur, sprijinul de minimis se acordă în anii calamitați. Noi am solicitat an de an, aproape, din 2012-2013, anii au fost cam ciudați, câte un an bun la 4-5 ani slab. Din acest punct de vedere, sigur că e un sprijin conjunctural. Cred că albina ar merita, ca și celelalte specii, un sprijin pe familia de albine, în sensul în care sunt zone, că vedeți că această producție nu este unitară în toată țara. Avem podiș, avem câmpii, avem munte, deal și așa mai departe, încât producțiile oscilează și de multe ori suntem obligați să introducem, mă rog, să facem cheltuieli mai mari decât veniturile.
Noi am solicitat sprijin direct pe familia de albine pentru că ni se pare cel mai corect. Prin programul național apicol, de exemplu, undeva la 20-25% din familie de albine beneficiază de acest aport. Pentru că sumele sunt reduse, nu acoperă toate stupinele. Și rămân ceilalți 75% care n-au nicio altă sursă de finanțare în afară de producția care o obținem. Ori producția pe care o obținem oscilează în funcție de mama natură. Pentru că albina depinde 99,99%, cum îmi place mie să spun, de mama natură și apoi sigur și de apicultori. Domnule președinte, spuneți de sprijin că banii nu sunt suficienți sau nu ajung pentru toate nevoile. Niciodată banii nu sunt suficienți. Dar în programul național apicol sunt alocați 150 de milioane de lei, dintre care jumătate provin de la Uniunea Europeană. Mi-am notat eu aici, abia 7.000 și vreo 100 și ceva de cereri au fost depuse, dintre care 7.150 de apicultori individuali și 15 de forme asociative. E mult, e puțin, au consumat banii, n-au consumat, ce se întâmplă? Banii se consumă în fiecare an. Pentru că sunt doar vreo 7.000 de apicultori, cum a spus, 7.100. Au depus cereri, nu și au și primit. Da. Sigur, aici sunt mai mulți factori care influențează. În primul rând, unii consideră că este o birocrație, că să cer tot felul de documente. Mie nu mi se pare și chiar e corect să justifici ceea ce ai în curte pentru ceea ce vrei să primești. Problema este că banii sunt puțini. Ce solicitați prin sintagma sprijin pe familia de albine? Adică cum vreți să se întâmple? Acest sprijin ar trebui să vină fără o condiționare oarecare, cum este acum, că vrei să justifici că ai luat medicamente, că ai luat familii, că ai luat măci, pentru că acest lucru în apicultură vine de la sine. Adică ca o subvenție, da? Cum ar fi subvenția pe suprafață, pe animal, nu? Sau pe animal. Pe cap de vacă, da. Că nu te condiționează dacă ai tratat-o cu ceva. Da, dar vedeți, știți foarte bine, albina nu este trecută în legea zootehniei și nu e trecută la subvenție. Nu e trecută pentru că există programul național apicol, de aia nu e trecută și așa s-a convenit la nivel european să găsească o formă unitară. Doar că nu beneficiază toți apicultorii. Există un lanț financiar, logic, dacă vreți. Dacă a crescut prețul la raft, pot să mă gândesc că a crescut prețul și la achiziție? Nu întotdeauna. Nu întotdeauna. Sigur că sunt și sincope de felul ăsta, însă prețul la miere, noi ne raportăm la piața internațională pentru că facem achiziție. Din păcate, suntem vânzători mai mult de angro decât cu amănuntul. Vindem cu amănuntul în toate magazinele și avem peste 70-80 de magazine în țară, dar vânzarea cea mai mare o facem încă la butoi, ceea ce nu favorizează din punct de vedere financiar. Dar până nu vom găsi niște colaboratori în vest care să fie interesați și de mierea procesată, ambalată, până atunci, sigur, încercăm să valorificăm surplusul pe care apicultorul are, încât să nu rămână cu stoc și cu marfa nevândută, cum se zice. Dar în țară n-ați găsit niciunii care să dea o formă conținutului butoaielor pe care le vindeți, că vindeți materie primă. Fac o comparație cu cerealele care se vând materie primă din țară. În țară este dificil de a intra pe piață, mai dificil decât dincolo, pentru că dar dumneavoastră veniți cu o istorie a acestui combinat. Institutul de cercetare, asociația noastră, care este, mă uit la fotografia profesorului și întemeitorului, președinte Apimondia, aproape 20 de ani, primul președinte al Organizației Mondiale a Apiculturii. Da. Deci veniți cu o istorie, veniți cu, și cum să spun așa, ca o glumă să spun, sunteți această brânză de Sibiu apiculturii, o marcă extrem de puternică. Exact. Cum vă explicați că nu găsiți în România un procesator care să adauge valoare calității deja recunoscute a mierii? Sigur, noi facem și procesare și distribuim în țară, dar nu atât cât ar trebui și cât am putea. Aveți perfectă dreptate. De unde vine această lentoare, să zic, a noastră de a fi prezenți acolo sau, mă rog, elan? Din faptul că nu ne-a interesat la un moment dat. Ne-a interesat
interesat doar vânzarea angro cu butoiul și așa mai departe, ori când ne-am dat noi seama că piața noastră consumă, deci românul a început să consume miere, erau deja ofertanți la raft prea mulți și acum zice stați la rând, așteptați și la un moment dat veți fi căutați. Vindem și la intern, să știți că vindem aproape 20-25% din ce achiziționăm. E puțin, într-adevăr. De multe ori nu reușim să fim prezenți la raft pentru că noi nu putem vinde, am făcut oferte la hipermarketuri, am avut discuții cu multe lanțuri, însă când ni s-a spus cu cât să o vindem, nu am putut să ne încadrăm în prețurile de cost, pentru că noi vindem produs de calitate și un produs pe care pentru care am alocat niște fonduri, niște bani și care nu se mai regăsesc în oferta de la ei. Și în aceste condiții am renunțat să le oferim lor această marfă. Pentru cei care ar vrea să se dezvolte sau să se apuce de apicultură, institutul și asociația pot oferi ceva sprijin teoretic sau practic sau elemente cu care să încep. Concret, eu mâine aș vrea să mă apuc de stupărit. Pot să găsesc ceva cu care să încep la dumneavoastră? Sau mă duc în piața liberă sau cum se procedează? Din păcate, aceste facilități, să le zicem în ghilimele, care erau înainte vreme, cursuri gratuite și, mă rog, produse chiar la un preț subvenționat, tot în ghilimele, pentru că erau pentru apicultori începători tot felul de facilități. Au dispărut odată cu apariția economiei de piață. Ceea ce putem noi să le oferim este un suport tehnic de studiu, adică facem cursuri și gratuite, facem pregătiri ciclu 1, ciclu 2 cu apicultorii, cu cei interesați, plus celelalte informații legate de tehnologia apicolă necesare inițierii într-un domeniu ca apicultura. În rest, alte gratuități și așa mai departe, cum erau înainte vreme cu transportul gratuit, cu tot felul de analize gratuite care se făceau în regimul trecut, au dispărut. Economia de piață. Motorina se subvenționează la pastoral? Da, mai există, ca și la celelalte sectoare. Atâta timp cât se va mai face această transumanță, pentru că apicultura este încă populată, să zic așa, de oameni în vârstă. Tineretul, chiar dacă se apropie, dar undeva mai sceptic așa de această activitate, care presupune de multe ori eforturi și preocupări. Vedeți o generație tânără de apicultori în viitor apropiat? Eu cred că da. Sunt convins chiar, pentru că noi facem cursuri apicole și sunt interesați un număr tot mai mare de apicultori, tineri care doresc să îmbrățișeze această meserie. Cu alte cuvinte, domnule președinte, se poate câștiga din activitatea asta? Încă se mai poate. Încă se mai poate, atâta timp cât natura va fi curată, cât clima ne va mai permite și nu ne va crea probleme. Este un sector rentabil și un sector cu o perspectivă, zic eu. Doar să fim și noi onești și mai ales legiuitorii să încerce să protejeze atât meseria de apicultor, dar mai ales producția apicolă. Există vreo vorbă în apicultură? Se spune cumva într-un fel, nu știu cum e, la pește, fir întins sau habar n-am, sau la vânătoare. Chiar nu știu, nu? Dar okay. Ladă plină am auzit, adică să-ți umpli lada dacă ești la un cules undeva, la salcâmb, la tei, la floarea soarele și așa mai departe. Probabil vor fi mai multe, dar nu le știu eu pe toate. În orice caz, sigur, nu că aș încerca să fac o pledoreie pentru apicultură, dar este o meserie extraordinar de frumoasă, este o preocupare care vine din vechime și care sigur aduce atâta liniște pentru cel care nu a stat o zi, o noapte cu albinele să audă zumbetul lor, sigur că nu înțelege, dar e o mulțumire sufletească extraordinară, chiar dacă producțiile nu totdeauna te încântă. Să le urăm pe această cale, la deplină, cum se spune, printre apicultori, la cules, adică să aibă stupul plin. Mulțumim, domnule președinte, o să mai discutăm despre albine, despre albinărit, despre apicultură și despre calitatea mierii din România. Cu tot dragul, oricât. Mulțumesc și eu. Știați că într-un stup sunt între 10 și 80 de mii de albine? Propolisul făcut de albine este cel mai puternic antibiotic natural? Denumirea luna de miere
vine de la faptul că după nuntă tinerii căsătoriți consumau miere și hidromel pentru fertilitate? Albinele bat din aripi de peste 11.000 de ori pe minut. Unii sunt bine cunoscuți pentru munca onestă pe care o fac. Alții oferă lecții fascinante de evoluție. Dar toți polenizatorii sunt esențiali pentru planetă. Dar mii de specii de albine din toată Europa sunt amenințate de poluare, pesticide, agricultură intensivă și dezvoltare urbană. Aproape 25% din speciile de albine din Uniunea Europeană erau amenințate cu dispariția în 2014. Numărul fluturilor de câmp scade cu un procent de 22% pe deceniu. Reducerea numărului de polenizatori are efect asupra societății noastre și a ecosistemelor. Polenizatorii contribuie la menținerea diversității speciilor de plante și luptă împotriva bolilor. 84% din culturile europene sunt dependente de polenizatori. În Strategia Europeană de Biodiversitate pentru 2030, parlamentarii încearcă să modifice inițiativa legislativă privind polenizatorii. Pentru a adopta legislația privind refacerea polenizatorilor, Parlamentul European dorește protecția habitatelor, cum ar fi câmpiile, vegetația cu frunze mici sau cea de climă temperată excesivă. De asemenea, parlamentarii doresc includerea în lege a limitării folosirii pesticidelor și revizuirea directivei privind folosirea sustenabilă a acestora. Revizuirea trebuie să prevadă reducerea cu 50% a folosirii pesticidelor, până în 2030, având în vedere riscul folosirii acestora. Fii alături de Uniunea Europeană în efortul de a proteja polenizatorii. O clipă, atât poți să surprinzi cu aparatul de fotografiat, iar dacă o faci cum trebuie, durează o viață și chiar mai mult. 88 de ani are ultimul supraviețuitor al profesiei și este din comuna Greci, județul Tulcea. Să-l cunoaștem și să-l admirăm cu toții în minutele următoare. Multe ori trecem prin viață fără să observăm sau să dăm atenție oamenilor de lângă noi. De prea multe ori începem să uităm oamenii care au avut importanța lor la un moment dat în momentele noastre de viață. Tocmai de aceea ne-am așezat lângă celebrul copac al vieții de la poalele munților Măcin și am ascultat tainele. Și dacă localitatea Greci din județul Tulcea este celebră pentru plăcinta dobrogeană, cozonacii și produsele de excepție care se produc aici, sau pentru faptul că poarta de intrare în Parcul Național Munții Măcin se află tot aici, în centrul de vizitare, la fel de celebru este și copacul vieții, în jurul căruia s-au născut poveștile oamenilor locului. Iar cel care a imortalizat poveștile unei generații păstrează încă același zâmbet și aceeași poezie care i-au însoțit viața. L-am găsit pe Neafane Mâță, contemplând în alb și negru culorile unor povești pe care numai el le știe. Neafane, da. Suntem împreună la o vorbă bună, la copacul vieții, cu deale tinereții. Câți ani aveți, Neafane? Mai am puțin și împlinesc 88. Mulți înainte, Neafane. Mulțumesc. Din ce am auzit noi, toată viața grecenilor a trecut prin ochii dumneavoastră și prin obiectivul dumneavoastră fotografic. Da. Spuneți-ne despre acest lucru. Eu sunt din comuna Traian, județul Tulcea. Și dacă m-am căsătorit, am venit în comuna Greci. Aici e comuna mai mare, mai așa. Și
M-am ocupat cu fotografiile. Am învățat din mers, așa, pentru că am scris la cartea prin poștă la București și mi-a trimis cartea asta, care m-am ghidat după ea. Și practic ați învățat singur să fotografiați. Singur. Dar ajutat de carte. Pe la câți ani ați început să faceți fotografii? Pe la 35-36. Câte nunți sau câte botezuri? Când am venit eu și am deschis atelier acolo unde sunt florile alea, acolo era atelierul foto. Vinea cu nunta, cu așa, cu botezul, cu, mă rog, fiecare cu ce vrea. Cu buletinele, eu făceam fotografii pentru buletine, pentru legitimație, pentru ce trebuia. Fiecare cum solicita, așa făcea. Deci, practic, o generație întreagă v-a trecut prin obiectivul foto, nu? Da. Da. Uitați, vremurile sunt tulburi acum. Ne-am adunat azi aici, doream să prindem apusul. Nu e apus, e lumină difuză, dar bate vântul. Vremurile sunt mai tulburi acum sau erau atunci? Pentru mine a fost foarte bună, pentru că toată lumea venea la mine. Acum mai vine cineva, nu mai e. A trecut vremea. De ce? Am trecut și eu și timpul care a trebuit să trec prin el. E libertate mai multă. Atunci nici duminica nu stătea acasă. Trebuia să mergi la muncă. Și se lucra. Acum nu se mai lucrează? Acum nu se mai lucrează, nu numai sâmbătă și duminică, dar mai și alte zile care nu prea să muncești. Dar oamenii sunt mai buni sau cum simțiți dumneavoastră așa, dar peste timp? Oamenii? Că întotdeauna, când pădure e și verdeață și uscăciune. Așa că nu putem să spunem că totul merge perfect. Dar merge. Fotografii mai faceți? Nu mai fac. Când a fost ultima fotografie pe care ați făcut-o dumneavoastră, nenea Pana? La o nuntă. Cu mirile, mireasă, nașii, nașa și... Sigur că mai făcea și alții, nu numai nașul cu nașa sau mirile cu mireasă. Făcea mai multe. Aveți așa o idee cam câte nunți ați fotografiat de neapărat? Păi, ce să zic, toate nunțile care, de când am deschis atelierul acolo, toate nunțile la mine venea. Și eu îi serveam întotdeauna acum, că alții le mai trăgea cu trăscău. Iar eu mă păstram, nu? Cum, când vine nunta să mă vadă amețit, nu se poate. Putem da. Să mergem acasă, să vedem împreună câteva fotografii? Păi să mergem, dacă am hotărât, mergem înainte. Pentru că vântul începuse să bată prea tare și prea rece, ne-am retras la căldura amintirilor, acolo unde culorile se ghicesc doar din povestiri. Printre fotografiile în alb și negru, imagini imortalizate ale unei tinereți trecute, ne-am așezat la o vorbă despre vremurile în care trăim. Cât de colorată era viața atunci, Nenea Fane? Prima dată nu am fost fotograf. Împletitori cu rechită. Făceam coșuri. Se mai fac coșuri acum? Nu se mai face. Dar cum ați trecut de la împletitori de rechită la fotograf, Nenea Fane? Am avut alt frate mai mic ca mine, care a văzut și el cam cum se face fotografiile. Și a scris la cartea prin poștă la București, i-a trimis cartea și acolo avea și rețete și tot
Rețete pentru substanțe, așa, pentru tot ce era așa atunci pe vremea aceea, pentru developat. Deci am învățat după carte și din practică. Când spunea soția dumneavoastră la un moment dat că ați avut la un moment dat și 14 nunți pe zi, așa era? Da. Că nu numai de aici din sat, mai venea și din altă parte. Și fotografiam aici. De asta au fost multe odată. Lumea m-a învățat și venea și le făceam fotografii așa cum trebuie. Cam câte nunți mai sunt astăzi, Nenea Fane, față de cum erau pe vremuri? Aveți idee? Se mai căsătorește lumea? Se mai căsătorește, dar la fotograf nu mai vine. Că nu am mai trecut de la faza care era atunci. Acum s-a schimbat sistemul. Cam cât costa un aparat din acesta foto pe vremurile alea? 7-8 mii, 10 mii. Și cât însemna valoarea unui astfel de aparat? Aparat din astea care au ieșit acum, 60 de milioane. Când îți cumpărai un astfel de aparat foto, cam cât trebuia să muncești ca să recuperezi investiția, cum se spune în ziua de azi? Depinde că cel mai mult ieșea la nunți, că la nuntă venea și nașul și neamurile nașului și așa, și ceilalți care rudi care era și s-a adunat de acolo, de acolo. Însă, ca să mai practic, acum nu mai pot, pentru că ochii nu mai vede, urechile nu mai aude, ani spune cuvântul. Dar au văzut multe și au auzit multe. Puțin a înregistrat. Când înainte venea fete cu băieți, cu așa, fotografiam. Câți tineri au mai rămas pe aici prin zonă? Că mulți au plecat. Foarte mulți au plecat, da. Așa a devenit vremea când a auzit că în afară se câștigă mai bine, așa. Într-adevăr, alții au realizat ceva, alții mai puțin, da? Depinde cum s-a comportat acolo. Foarte mulți de aici, din zona, din toată zona, nu neapărat din Grej, de aici, din comună, au plecat, dar și mulți au început să se întoarcă. Da. Din cei care s-au întors, câți v-au mai călcat pragul, Nenea Fane? Să vă întrebe de sănătate. Mai puțin care nu mai are interes pentru mine și așa că fiecare își vede de treaba lui, de casa lui, de așa și eu cu bătrânețea mă aștept de zi cu zi ca să vină odată sfârșitul. Aici, în sfârșit, e un alt început. Nu se... Așa e. Dumneavoastră erați fotograful satului. Mai erau și alți meșteșugari pe vremea respectivă. Din vechile meserii, din vechile meșteșuguri, s-a mai păstrat ceva? Numai unul singur care mai face reparații de pantofi, de cizme, de asta. Unul singur mai este. În rest... A luat alte meserii, alte... Da, pot covar mai sunt? Ei, mai face câte un șest așa. Păi șest, dar cai mai sunt? Puțin. Cai tot mai sunt, dar boi nu mai sunt. Nu mai sunt la munca câmpului, că în rest, în general, sunt destui boi care... Nici vaci nu mai sunt multe. Cum era înainte, că fiecare om avea vacă cu lapte, așa, și era hrana care era de zi cu zi. Acum, dar acum nu mai are nici vacă, nici boi, nici... S-au schimbat vremurile. Acum sunt mașini. Acum un om muncește mai mult de 100 de hectare. Pe acum laptele e la magazin, pâinea este la magazin, mai face cineva în curtea acasă, brânză, pâine? Nu prea mai sunt. S-au lipsit.
Ne spuneați dumneavoastră că ați avut o discuție cu căminul cultural. Ne puteți spune și nouă? Păi, dacă mă rugați frumos, rugăm frumos. Vă spun. Plângea căminul cultural. Plângând mi-a povestit căminul de viața lui pe acest pământ. Pe fața lui numai durere. Părea un mort lângă mormânt. Eu, mi-a spus el, cu o voce tristă, eram o perlă în acest sat. Pe scena mea odinioară, multe spectacole s-au dat. La mine, în zi de sărbătoare, venea bătrân tineri și neveste să vadă un program artistic, să afle în lume ce mai este. Ce bine m-au reprezentat acei ce mi-au purtat solia. La Măcin, Tulcea, Isaccea, Pecineaga, Cerna, Turcoaia. Și-a tăcut și-a scos batista, s-a șters la ochi și-a oftat. Mă doare inima și capul că toți pereții mi-au crăpat. Ferestrele le bate vântul, mobilierul a dispărut și sfâșiată de durere plângând, cortina a căzut. N-auzi acorduri de chitară, nu vezi spectacol de folclor, iar tineretul nu mai face doi pași la dreapta binișor. În camera unde odată se pregătea formația de cor, a instalat, dar nu știu cine, mai multe sticle cu vin, țuică, bere și lichior. Și stau așa bătut de soartă în mijlocul acestui sat și mă întreb eu câteodată, oare cine-i vinovat? Consilier de la comună și tu, primar în floarea vieții, de aceea vă ales sătenii să-mi crească mie în prag scaieții? Mobilizați toți cetățenii, în fruntea lor să fiți chiar voi, să mă scoateți din ruină, din groapa aceasta de gunoi. De nu, eu voi muri cu zile că mă doboară igrasia, iar actul de înmormântare o să-l semneze primăria. Așa mi-a povestit căminul despre necazurile lui și de-o muri. Cine să-l plângă? Nepăsători sunt azi destui, semnează moșțăpușe. Iar eu vă mulțumesc anticipat pentru că m-ați ascultat. Și ar fi fost încă multe de ascultat, dar timpul care se scurge prea năprasnic ne-a limitat, din păcate, vremea poveștilor. Am dorit însă să aflu de la un om de rând așa ca noi, dar mai experimentat în ale vremurilor, ce sfat ar da celor care au fost aleși să ne conducă? Conducătorii ar trebui să se îngăduie ei, între ei, să nu mai fie atâta dușmănie, că când ajunge unul la conducere, ăilalți grămadă îl dea afară. Nu-i bun. Dar de ce l-ați ales? Pentru că s-a părut că e bun. Da? Asta e. Acum nu mai e un dictator. Acum toți care, cum îi vine minte, așa dictează. Dumneavoastră vă uitați la Viața Satului, la emisiune? Păi Viața Satului ne privește pe toți, sigur. Și astfel am privit și noi, echipa de filmare, fotografiile de altă dată. Dar ne-am gândit, așa ca între fotografi, să îi facem o bucurie. Colegul Remus Tigoianu a realizat câteva fotografii în timpul interviului și ne-am dus în cel mai apropiat oraș, adică în Măcin, pentru a transpune pe hârtie imaginile imortalizate. Bucuria noastră s-a transformat în bucuria lui Neafane în momentul în care i-am dăruit aceste fotografii în rămate. Ca o amintire a faptului că emisiunea Viața Satului a fost realizată și cu sprijinul său. După aceea ne-am luat la revedere. În Comuna Greci, căminul cultural și-a recăpătat între timp strălucirea și este pregătit să întâmpine viitoare evenimente. Dar copacul vieții de la poalele munților Măcin așteaptă la fel de însingurat un alt apus către un alt început din freamătul vieții. Pentru că cine știe, poate vântul vremurilor ce vor veni va fi mai domol. Și tot în aceste vremuri tumultoase, dacă dintre cei care i-au trecut odinioară pragul, cineva are timp să își aducă aminte? Cine vrea ca să mă vadă și dorește a mă vedea, cu plăcere să se uite la fotografia mea. Ștefan Mâță, fotograf.
Ferma de familie este exploatația agricolă care aparține întreprinderii familiale sau persoanei juridice ai cărei asociați sunt exclusiv membrii aceleiași familii, adică soțul, soția și rudele până la gradul 3. Aproape tot ce se produce în aceste ferme gospodărești este folosit pentru autoconsum, ceea ce face ca de multe ori în statisticile oficiale consumul per capita din România să fie mult sub media europeană. Ferma familială a fost definită în România drept exploatația agricolă aparținând persoanelor fizice în calitate de producători agricoli individuali înregistrați, care produce pentru consumul propriu, iar după caz comercializează surplusul. %80% din hrana pe care o consumăm depinde de munca celor cu ferme de familie. Fermieri, pescari, crescători de animale, pădurari, fermieri de la munte, localnici. Ei ne hrănesc și ne protejează planeta. Ca să hrănească lumea în continuare, trebuie să aibă acces la infrastructură, inovare, piețe de desfacere, informație și politici adecvate și investiții. Fermele de familie vor face ca în lume să nu mai existe foamete. Aceasta a fost ediția noastră de astăzi. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi și vă aștept duminica viitoare. Până atunci, nu uitați, viața satului ne privește pe toți. La revedere!